divizibil la 45. Ca să fie divizibil la 45, trebuie să fie divizibil cu 9 și cu 5. Exact. Deci ca să fie divizibil deci, cu 9 și cu 5... Că e 45 și 95, da? Deci exact. Divizibil la 45 echivale cu acele de 4x, 6y, divizibil la 9 și la 5. Și, în același timp, 4x, 6y, divizibil la... Primul caz, dar puteți să fie divizibil cu 5, în locul mai așa, la 5. Deci, deci y aparține mulțimii valorilor 0 și 5. Sau 5. În al doilea caz, aparține... Stop. Încep și la primul, nu știu la cum... Deci n-ai rupi. Vreau să mergem cu varianta că y e 0. Deci de aici e 0. Cred că nu mai avem de vin așa. 4x, 6, 0, sau 4x, 6, 5. Și acum lor le cer pe fiecare parte să se divide la 9. Deci asta se divide la 9. Că e cel dinainte cu varianta de viziteți la 5. Da. Și acum, aici, ca să divid la 9, când o număr se divid la 9. Îi văd că am un singur necunoscut aici, înțelegi de ce? Eu mă, puteam să mă las pe mâna ta cu X și Y acolo, dar vineam peste mâine. Așadar, mi-am scris ce-o devenite, mi-am eliminat necunoscuta Y. Și acum, 4 plus X plus 6, multiplu de 9, nu? Deci, dacă și mai dacă, 4 plus X plus 6, egal cu multiplu de 9. Și ce ar însemna? 10 plus 10 plus 5x egal cu multiplul de 9. Atunci înseamnă că x aparține mulțimii valorilor. Am 8. 8. 10 și 8, 18 se parte la 9. Da. Multiplul de 9 înseamnă se parte x la 9. Deci x aparține lui 8. X nu poate fi imminent, nu? X este ce? Cifră. În luat natural și cifră. Cu divizibilitatea la 9. Da, la 9. Atât. X egal cu 8. Nu m-am cealaltă. Păi pe varianta asta, altă, dacă și mai dacă... 4 plus X plus 6 plus 5. 4 plus X plus 6 plus 5. Egal cu multiplu de 9. Ce ce ar însemna? Că... 10 plus 5, 15. Plus 15 plus X. Egal cu multiplu de 9. Adică x aparține fără numere 3. Că 15 și cu 3 fac 18 și se împarte la 9. Deci 3. Și 27 ar fi cât e 2 plus 7 minus 15? 12. Poți să pui x. Deci mai 3. Deci era deșteptat de spectacolul 3, deci mai pui un 9. Ca să fii următorul. Nu se poate. Deci rămâne 3. Și atunci numerele căutate sunt. Deci 4x, 6y, care să se dividă la 45. Dacă și numai, dacă e vorba de numele care? 4, 8. 8. 4, 8, 6, 0. 4, 8, 6, 0. Și altul? Și 4, 3, 6, 5. 4, 3, 6, 5. Dacă încerci să împarți la 45, sigur se împarte la 45, ambele numere. De ce n-ai nici aici? Dacă eu pe 9 am scris 3 ori 3 și de asta. Între la 3. Păi, 3 la 2. 3 la 2. Dar trebuie să prindem. E vorba de divizibilitatea la 9 și la 5. La 5 faci repede o... A, la 0 și 5. Da. Faci o selecție, e tribunal de cât voi spui 0 și 5. Și fiind și divizibilitatea la 9, pe urmă... La 3 și 9, asta este criteriu. Un număr se împarte la 3, că suma celor se împarte exact la 3 și la 9 la fel. Da. Până la 9 am avut, pe 9. Da. Să se vedem de toate numerele, 14, de la pagina 27. 14 la 27, care sunt acum. Să se determine toate numerele prime, A, B și C, astfel încât. A, B și C. Prime, da? Prime, da, da. Numere naturale. Prime. Adică ce vreau să spun? Dați-mi exemple de numere prime. 7, 2, 3,
1 și 2 este. 1 și 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 23. Da, da, înțelegi ce înseamnă 3. Al 9 divizorii către 1 și pe el însuși. Astfel încât A plus 2B plus 4G. A plus 2B. Plus 4G să fie exact cu 32. Egal cu 32. Aici mă chinuie dacă să se găsesc două nume. Ca să fie prime, înseamnă că îți ții un divizor 1. Și? 1 și el însuși. Da? Ziceți, 1. 1 și 1. 13 la pe 1 și pe el însuși. Da? Astea sunt. Cum pornim? Pe ce să luăm 5? Pe ce să luăm 5? Dar de ce de la 5? Că 5 e 4, fac 20. Da. Și... Eu ți-aș propune să dai chiar 7. Dar așa o luăm pe decizie? Da. Păi uite-te, te duci la coeficientul cel mai mare. 28. 4. Ori cât s-a apropiat de 32 cel mai bun numărul? M-am dus de la care dă libertate foarte mare. Că după 7 cât ar mai veni? 11. 11. Da, 4 11 și fac 44, depășește de 32. 7. Vreau să mă apuc de 32. Maxim cu putințe. Deci iau cel... De la 2 prim, nu? De la 9. Dar ce? De la 2. 2 prim număr prim. Se simplu în 4. Deci... ne întoarcem. Și zicem, cel mai mare cu putință număr prim care se apropie de 32 este 7 aici. Deci luăm pe ce? Tu ai zis 5. Și te-am întrebat, de ce nu vrei să mai avansezi? Corect. Deci ce e egal cu 7? Pentru că 4 ori 7 egal 28, care este mai mic decât 32, iar 4 ori 11 egal cu 44 și îl depășește pe 32. De aceea mă opresc la ce egal cu 7. Ce e egal cu 7? Și merg acum. Pentru ce? Pentru ce e egal cu 7? Devine relația. A plus 2P egal cu 32 minus... Minus 28. 47, 28. Și acum A plus 2P va face 32 minus 28, că face 4. Și urmează momentul următor. Ce B să pun prin? 2 și 1. 1 și 2. Nu, ce am 1 și 2, dă 5. Ne dă pe și ne dă. Deci B-ul. Deci B-ul. Cel mai mic pe care îl putem lua. 1. Și 2 ori 1 cât face? 2. Și A să fie 2. 2. Deci merge. B1? B1, da. Da. Deci luăm și pe 1. Luăm și pe 1 condițiile astea, da? Deci aș avea aici B egal cu 1. Și A egal cu 2. Și A egal cu 2. Da? B egal cu 1 și A egal cu 2. Dacă... Ce triplet am? Am A egal cu 2, B egal cu 1 și C egal cu 7. Asta e o primă variantă. Dacă cobor la C egal cu 5, deci mă duc acum, cum mai zis tu? Da, pentru C egal cu 5. Deci pentru C egal cu 5, voi avea ce de direcție și tu pentru C egal cu 5? 4 plus 2B egal cu 32 minus 20. Deci apare, a fost A plus 2B plus 4C egal cu 32. Acum pentru C egal cu 5. Deci pentru C egal cu 5.
A plus 2B. A plus 2B. Egal cu 12. A plus 12. A plus 2B egal cu 12. Ce B pot să... B5. B5. Am spus că sunt diferite. B5 și A2. Să se scrie toate numerele prime ABC. Toate variantele. Deci B-ul pot să iau, deci aici de, voi avea o primă situație. D egal cu 5. A cu 2. Și A-ul 2. Egal cu 2. C-ul egal cu 5, da? Da. 2, o altă soluție. Păi asta care am găsit inițial, 2, 1 și 7. A egal cu 2. A, 2, 1 și 7. Dar asta am pus-o, dar acum da, aici, aici. Aici. A, bun. Tu ai zis cu B-ul 5. Hai să luăm B-ul 3. 3. 6. 6 nu-i bun. Nu-i bun. Nu-i bun. Deci nu mai am alte variante, da? Nu. Dacă mă duc la B-ul, îl depășește pe 12, exact. Deci 5, e cu același 7, 2, 14, îl depășește. Deci atât. Asta rămâne. Bun. Deci C e egal cu 5. Și asta rămâne. C e egal cu 5, B e egal cu 5, A e egal cu 2. Da. Luăm C e egal cu 3. Deci coborâm ca să analizăm toate cazurile. A plus 2B, vorbește. A plus 2B egal cu 32 minus 12. Minus 3 ori 4, 12. 20. Deci egal cu 24, bine? Și acum gândesc așa. CB să iau prim? 7. 7, da? Deci când B-ul este 7, că altul următor ar fi cât 11 se depășește. Deci pentru B egal cu 7, au cât îmi rămâne? 6. 6. Nu-i bun. Ai egal 6? 2. Nu. B-ul? Egal cu 5. 5. Mergem înapoi. Trebuie să mergi pas cu pas. Să măturăm tot. Nu mergi niciodată. Deci B-ul egal cu 5. 10, au să fie egal cu 10, nu? Așa. B-ul egal cu 3. 6, 20, 14, 6, 14. Deci, gata, nu mai merge, da? Da. 1. Și C-ul egal cu 1, e să vedem dacă C egal cu 1, la ce mă duce? Nu merge. A plus 2. A plus 2. 28. Și acum... 4, 1, 4, da. 11, 13, 9, că le bășește. Deci B-ul care ar fi maxim? 11. 11. 13 chiar, nu? 13 fac 26, da? Da, și merge. Deci B egal cu 13. A egal cu 2. A egal cu 2. Și C-ul rămâne 1, da? Da. A, bun. Să luăm și 11, să vedem. 11. 22, 6 nu merge. Nu, nu 7, 14 și cu 13. Dacă nu 7? 14, 14 28. 14. 14 erau 14 și nu merge. Da? Și... 7 la mai 5 acum. Zi 20 și nici vorbă. Da, da. Aici rămânea un tip de 2. Și sunt 1, 2, 1, 2, 3 variante. 3. Ce știa care am găsit înainte, da? Da, se-a făcut să-ți arăt. Așa, așa. Astea sunt cele 3 variante. Cu A, B și C. Da? Că se bate lumea, așa a zis, nu? Da, 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 toate, 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 toate. A, B, C, care au așa. Toate lumele e bine. Așa. De ce te-ai găsit? Așa te-ai găsit. Da, da, da. Așa. Și mai are unul. Te rog. Să se determine valoarea de adevăr a propozițiilor. Și zice așa, propoziția noua, numărul A mare este egal cu 1 plus 3 plus 3 la 2, acum și așa mai departe, plus 3 la 2013. Da. Deci, numărul A mare este egal cu 1 plus 3 plus 3 la 2, nu și așa mai departe, plus 3 la 2013. 2013. Să arate ca să zic. 2A plus 1 este păcat perfect. 2A plus 1 egal păcat perfect. Să arătăm, da? Da. 2A plus 1 este păcat.
Perfect, e adevărat. Înmulțim asta cu 2, ca să începe al doilea puzzle. Așa. Aflăm un 1. De încredităr. Ideea este să fie ceva la pătrat, nu? Da. Să reușim să fie ceva la pătrat. Tocmai, 2 a plus 1. După ce facem chestia asta, 2 a plus 1 să fie pătrat perfect. Să mulțim totul cu 3. Tu propui să mulțim totul cu 3. Ce motiv ai? Hai zic că tu ai lucrat-o acasă. Dar nu mai știi. Zici ce ai făcut după aia? Le-ai scăzut, nu? Și totodată 2A, până la urmă. Deci, înmulțim totul cu 3 și Miruna, pentru că, prin înmulțirea cu 3, 3 ori cu 3, 3 la 2, 3 la 3, începe bucata asta să o punem în evidență. Da? Ia uitați-vă ce se întâmplă. Deci, după înmulțirea cu 3, urmează 3 ori A. Deci am mutat la 6-a de chestiile astea. Deci 3A egal cu 3 ori cu 3. Plus 3 la 2. Plus 3 la 3A. Plus și-a mai departe plus puncte puncte 3 la puterea 2000. Cât? 14. Și cine este în față? 3 la cât? 2013. 2013 este în față, da? Este aproape asta deasupra. Dar lipsește 1. Adunăm 1. Adunăm 1 din mediu, nu? Deci adunăm 1. Și ea devine după aceea. Deci vine 3A plus 1. Egal cu S. Egal cu 1. Se vede pe aia de toată. 1 plus 3 plus 3 la 2. Plus 3 la 2. Plus 3 la puterea 2013. Și plus 3 la puterea 2014. Iar bucata asta de aici, asta poate, este chiar la ori de sus. Da, și avem 3A. Și eu am 9. Egal cu... Deci vine 3A, scrim din nou, 3A plus 1, egal cu A, plus 3 la puterea 2014. Scădem un A. Scădem un A din ambii membri. Deci 2A plus 1 egal cu 3 la puterea 2014. Deci 2A plus 1. Egal cu 3 la puterea 2. Și atunci ăsta îl scriem ca 3 la puterea 1007 totul la 2. Și în puterea perfect. Deci ăsta scrie ca fiind egal cu 3 la puterea 1007 totul la 2. Da? 3 la puterea 1007 totul la 2. Și este un puter perfect, cum am visat. Să fie ceva la 2. Și este. Și termin ești. Ce n-a aici? Adică, ești ce am făcut. Dar tu îmi amintesc că înainte, în clasa a șasea... Aveai o poezie. Aveai o poezie da, cu chestia asta, poezie, da? Da, mereu le salva cu asta. Da, da. Și tu făceai mecanic treaba asta. Și m-am tot insistat eu așa, hai mă, să luăm altă. Tu știi, 3 ani și cu A, scădem 3 ani minus A, nu știu ce, acolo... Dar așa am făcut acum așa ca asta. Sigur, fete, eu m-am prins de treaba asta. L-am scăzut în minus 1. Da, după aceea... Deci, de sus minus 1 din față, și da. Dar da. Tot la rezultatul ăsta, mă, nu știu. Da, dar eu... Încerc, da, reținut în partea mecanică. Da. Deci, atât am spus și mereu insist. Fugiți de partea mecanică, că de aceea, ligășiți când îi memorez. În loc să le înțelegi, le memorez. Nu vă mint. Deci aveam colegi profesori, care devenea profesori, și cursul memora. Nu le înțelegeam. Dar reușea ca pe poezie toate așa să le filmeze și mergea așa. Este extraordinar. Eu știu, să te aș mă uitam. Păi tu poți să faci așa ceva, mă, ca să... Dar le memora. Dar de ce zis minus 1? Oarecum, domnul profesor? Ce-o văzut eu? Să scapi de unul ăla din față? Sau de ce minus 1 are? Da. Da. Că de toată asta, sare pe aia la de sus, că apare minus 1 și tu rădușe, apărea din 3 ani scăzut un an, făcea 2 ani și era și un minus 1 în partea cealaltă, din cauza că asta 3 cu 3 s-a dus, asta s-a dus așa și era minus 1. Și pe minus 1 rădușe în partea cealaltă și făcea 2 ani plus 1. Deci,
este... Dar să trebuie mie, nu să mă poate așa. Da, dar este peste mână, este scărcinatul la urechea stângă dreaptă. Dacă însă, după ce zici că ai mulțit cu 3, motivul este următorul. Că 3 ori 1, 3, 3 la 2, 3 la 3, 3, 3, și mi se pune în evidență, au. 3, 3, stop! Dar nu găsești unul. De ce ar fi? Adună unul din ambii membri. Și când am adunat pe unul în ambii membri, din unul plus 3 plus 3. Adică au de sus. Și atunci vine 3 A plus 1, că l-am adunat, egal cu A plus 3 la... Este firesc făcut exercițiu. Nu este mecanic. Și eu nu mă dau un lătă să spun că de unde ai aflat tu cu cine făceai înainte, tot mecanic făcea chestia aceea. Deci profesorul la rândul lui, având tipărit în minte forma asta, de scădem pe cele două și apare minus 1, duci, era și foarte greu să explici ție că minus 1 face plus 1 poate cealaltă, dar nu-i nimic. Sufăța nota și duce, vă adunăm, facem așa. Deci, câtă vreme le facem în mod firesc, lucrurile se înțeleg și rămân pentru veșnicie. Dacă vreți să participați la tot ce spuneam. Altfel, mecanic, azi înveți mâniuțe, azi înveți mâniuțe. Și vă aminteți ce... Totuși nu le-a uitat. Nu le-a uitat, fiindcă partea, nu ce ai înțeles din munca pe care tot o făceam eu oricând mă. Eram foarte tare supărat pe Adi, în clasa a șasea, când vin la început, când făcea asta mecanic. Și atunci mă stăteam la dacă mulțesc, puneam 4 sau puneam 5, te schimb. Nu mai vedeai tu foarte bine că trebuie să mulțești cu 5, dacă era puterea lui 5, dacă era puterea. Cum te scoteam de mână, te umădeau. Da, da. Și ai când discuția cu mine, că de-ai fi rău. Da. Recapitulare pentru nu știu ce așa divizibilitate. Nu deci divizor, multipli. Pentru simulare, da. Da. Simulare. Legătura cu cel mai mic multiplu cel mai mare divizor. A făcut numele prime. Divizibilitate. Criterii de divizibilitate. Criterii. De divizibilitate. Numere prime. Numere prime. Divizor și multiplu comun. Cel mai mic multiplu comun. Cel mai mare divizor. Da, cel mai mic multiplu comun și cel mai mare divizor comun. Legătura dintre ele, formula care le-ați dat-o. Formula de legătură, da. Da, legătura dintre ei, cel mai multiplu cel mai adică, mare. Adică, A ori B. Ori B. A ori B, multiplu cu ori divizor. Egal cu A, B. Egal cu A ori B. Pentru orice A și B în față nu e. Bun, da. Facem proprietățile relației de divizibilitate. Am făcut asta. Când, dacă trece, divide bien. Divide combinația lineară, n-am făcut că asta. Că divizibilitatea am scris. Numele divizor proprii și improprii. Divizibilitatea în Z. Așa. Ecuații în Z. Când am zis acolo să găsească perechile X și Y care verifică produsul celălalt acolo. Ecuații în Z, da. Ce am mai făcut? Fracții reductibile, cum le-am arătat și asta, nu? Da. Când este fracții reductibile. Numere prime între ele. Numere prime între ele. Așa. A fost aici calculul unei sume. Calculul unei sume de tipul sume a termenul progresie geometrică. Asta e clasa da. 10-a. Da. Da. Sume de tipul. Progresie. A la 0, pusa la 1, pusa la 2. Sume egal. Nu? Nu,
De lui să mă caut. Calculul Iisus, sumele unei unor puteri, da? Al Tusala, e. Tusala e. Suma S, egal cu ala zără, ala nu, Tusala e. Cam asta. Asta sunt lucrurile de la revedere, vă mulțumim că ați membru profanii, că nu se rătăpătă în continuare. Noi îi faci la și șer. Așa se facă prietenii noștri și să... Se normalească toată lumea, ce copii de 8, dacă facem... Urmează, pe stare, urmează, să spunem...